sit prieteni între oglinzi paralele sunt Cătălin Negoiță vă invit la o nouă poveste frumoasă de viață. O poveste cu foarte multe lumini, cu foarte puține umbre, o poveste în care totul este pe scenă, o scenă mare, o scenă în care trăim viețile noastre sau viețile altora, o scenă în care suntem personaje sau din potrivă aplaudăm aplaudăm personaje. O poveste frumoasă de viață cu un om pe care îl apreciez și îl îndrăgesc de o, de o potrivă, un om care cu câteva secunde înainte de a începe această emisiune, îmi spunea că un artist trebuie să învețe să renunțe la ego. Sunt alături de domnul Florin Toma, managerul Teatrului Dramatic Fani Tardini din Galați, care îi mulțumesc că și-a răpit în timp. Știu foarte bine, domnule director, că aveți multe pe cap, mai ales în această perioadă. Mulțumesc că sunteți aici între oglinzi paralele. Nu degeaba se numește așa. Gândiți-vă exact la filmul făcut după cartea Ultima Noapte de Dragoste, Întâia Noapte de Război. Pentru că m-a fascinat Ștefan Gheorghidiu, am luat acest nume între oglinzi paralele. Și iată aici, între oglinzi paralele, sunt oameni speciali, oameni cu povești de viață frumoase și oameni care încearcă, cum bine spuneați, ca artiști să renunțe la ego. Nu? Da. Mulțumesc înainte de toate. Bună ziua. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E destul de ciudat și în același timp. Mă încerc cu ușoară bucurie, dar că am ajuns o poveste la vârsta asta, adică mă gândeam că Păi cred că sunteți, mai unul, dintre... Am. sunteți unul dintre cei mai tineri directori de teatru din țară, uh, Nu, nu, mai sunt. Am fost la un moment dat, dar mai sunt. A fost cel mai tânăr. Cred că da, eram printre cei mai tineri. Acum e Edi Burghelea la Bacău, cred că el este unul dintre cei mai tineri, sau Vlad Cristache la la București, mai sunt. E o schimbare într adevăr, în zona asta a managementului teatral, e o schimbare de ceva ani a fostei, să spun, fostei fostului eșalon de de directori, în care într adevăr Autoritățile locale și nu numai, s-a simțit așa, s-a simțit nevoia de, de schimbare, de aducerea tinerilor la conducerea instituțiilor de cultură. Câteodată e un pariu câștigat, câteodată e un pariu uh, mai puțin câștigat. Uh, e nevoie și de experiență, e nevoie și de sprijin, adică eu am un trecut de la poziția de actor la ceea ce înseamnă managementul instituției, neavând neapărat. Uh, cunoștință în sensul ăsta. Am făcut, conform legislației, un curs la Institutul Național de Formare Culturală de la București în sensul ăsta și încet, încet, oarecum m-am specializat la locul de muncă, fiind, bineînțeles, un avantaj mare a fost pentru că vin din interiorul instituției, cunoscând foarte mult și din mecanismele instituției, dar Punându-le acum într-o, cum să într-o într -o ecuație și legislativă, și administrativă, și financiară. Adică responsabilitatea și... Mi-am dat seama că instituția e mult mai complexă. Uh, Mi-am dat seama că actorii sunt o specie extrem de privilegiată când de foarte multe ori sunt feriți de, de toate implicațiile astea ale, ale administrativului, ale vieții reale, ca să spunem așa. Uh, și... Uh, am început să, adică am simțit o ca pe o responsabilitate, am încercat să mă perfecționez cu fiecare, cu fiecare experiență pe care am trăit-o. Cred că în momentul de față am ajuns într-un într punct, cum să spune, de echilibru. Mai sunt foarte multe lucruri de, pe care și eu trebuie să le învăț și pe care și instituția trebuie să le, să le dobândească. Dar cred că suntem așa într-o simbioză sănătoasă și cred că de bun augur. Repet, acum e. Un pic aiurea să, să încep eu să mă laud, dar sunt niște. Am trecut prin foarte multe etape și de dezvoltare, că tot vorbim de povești personale și de dezvoltare personală, de experiențe pe, cu care nu m-am mai întâlnit și a, pe care a trebuit să le, cum să spun, să le internalizez. <coughs> și să găsesc soluții și administrative, dar să păstrez în același timp și balanța umană, e foarte complicat. Adică, bine, nu trebuie să spun ție, lucrez cu oameni de atâta timp, e lucru cel mai dificil de făcut, mai ales că noi lucrăm, apropo, ca să ajung și la <laughs> intervenția de la început, lucrăm cu oameni cu orgolii foarte puternice. Și pe de-o parte este bine, pentru că a sta pe scenă în fața unor oameni trebuie să ai să stai foarte bine pe, pe picioarele tale adică trebuie să să crezi că poți să ții o sală în, în mâna ta dar în același timp repet totul ține de o măsură e o, e o balanță foarte fină când orgoliu poate să poate să fie un un factor de inhibiție și al creației și al uh, lucrurilor în echipă și așa mai departe. Și în cazul ăsta, dresorul orgoliilor trebuie să fie directorul, nu? Uh, da. <laughs> uh, Într-adevăr, uh, joc foarte multe roluri câteodată, o nu numai de director, uh, am ajuns, am făcut și de... am fost și psiholog <laughs> și uh, și confident, în fine. Uh, N-aș vrea să Confident, în realitate, nu pe scenă într-o piesă. Da, în realitate, da. Pentru că teatrul e un loc foarte în care, repet, orgolii sunt mari, iar sensibilitățile sunt și mai mari. Și mi-am dat seama că e foarte important ca actorii, și nu numai actorii, dar în special actorii, să fie persoane sensibile, hipersensibile. Pentru că un actor are nevoie de reactivitate emoțională. El trebuie la ora șapte să fie prezent. Corporal, fizic și psihic, să poată să reacționeze la stimuli pe care îi primește de la parteneră. Este un tip de mindset pe care, cum să spun eu, care e foarte dificil de făcut și un antrenament constant, pentru că în viața reală dezvoltăm și ne rafinăm mecanismele de apărare. Să nu fim răniți să nu reacționăm să nu ne vulnerabilizăm să nu ne descoperim să nu ne expunem și așa mai departe deci practic ce facem în viața reală este total contrar a ceea ce ar trebui să cultivăm pe scenă un tip de deschidere de disponibilitate de vulnerabilitate pe care repet dacă ce dacă tipul ăsta de, de exercițiu pe care îl fac în viața reală de a mă proteja devine prioritar în momentul ăla, din punct de vedere al calităților mele ca actor, devine un mare pericol. Pentru că, repet, pe scenă nu mă mai mișcă lucrurile, nu mă mai, nu mă mai emoționează, nu mă mai modifică nimic real în fața spectatorilor și atunci calitatea mea ca actor, la nivel de mijloace, la nivel de prezență scenică, scade vertiginos. Deci e destul de e destul de complicată meseria. Mă opresc că pot să vorbesc despre <laughs> Nu, dar chiar vreau să vorbim despre asta pentru că e foarte interesant eu sunt convins că fiecare dintre telespectatorii noștri din Galați Brăila și Tulcea ar vrea să vadă cum e în spatele scenei acolo când e trasă cortina și uh, publicul spectatorul nu știe ce, ce se întâmplă înainte de începerea unui spectacol dar până să ajungem aici pentru că și eu sunt curios uh, să știți domnule director să aflu poveștile din spatele scenei, chiar dacă am 15-20 de ani de când tot fac, organizez spectacole, dar e altceva, vin ca un amator, nu ca un profesionist. Dragi prieteni, vreau să vă spun că înainte de începerea emisiunii, dumneavoastră știți fiecare care este tipicul acestei emisiuni, se ia un invitat de mare calibru din Galați, Brăila sau Tulcea, se așează aici pe fotoliu și este întrebat de la tinerețe, în cazul domnului director Toma, nu pot să zic până la bătrânețe, ci până la Tinerețe, de la tinerețe până la tinerețe, și lui mi-a spus mai puțin despre mine, mai mult despre teatru. Totuși, trebuie să începem cu începutul, domnule director. De ce teatru? De ce ați ales teatru? Asta uh, a fost un accident. Multe lucruri bune din viața mea au fost accidente. <laughs> da. Uh, Dar nu vă pare rău? Uh, e o întrebare foarte bună, asta. Dacă îmi pare. Nu, nu îmi pare nu. Nu cred că aș fi putut să fac altceva m fi uh, am cochetat cu ideea de a face psihologie adică tot în zona asta. De aici ideea uh, de a fi confident. Uh, da 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 da. da. Uh, se apropia uh, examenul de bacalaureat și nu aveam nicio direcție în sensul ăsta. Și atunci profesora mea de, de limba română. Ei datorează acest tip de accident. Puteți să-i spuneți numele Claudia dacă... Iancu da 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 mi-a spus, vezi că sunt, se fac niște cursuri de pregătire la Teatru Gulliver atunci, le făcea domnul Stelian Stancu, care era direct director exact da, al Stelian. instituției și care este de fapt cel care a înființat facultatea de teatru la Galați. Nu mă duc, sunt nicio formă, în fine. S-a ținut de capul meu, chiar mi-a scos niște, niște texte, țin că era avocatul din Enigma Otilei Stănică și m-am dus la acele la cursuri de pregătire, mi-am văzut viitorii colegi, nu știam atunci, care erau mult mai, ca asta e marea problemă, că jucăm, judecăm comparativ și atunci toți par mai deștepți, mai faini decât tine și vedeam colegii mei care, unii dintre ei făcuseră în teatru de amatori, eu eram extrem de introvertit, eram total incompatibil și în continuare sunt ca structură incompatibil cu această meserie uh, și când i-am văzut m-am speriat, am zis, Doamne, nu pot să fac chestia asta. Nu știu, am încercat, uh, M-a încurajat și domnul domnul Stancu atunci. Și a venit ziua examenului, m-am dus la examen uh, și cred că unul dintre avantajele pe care le-am avut, că am intrat și am întrebat după aia, am întrebat, uh, am întrebat profesor, doamna profesoră de, de, de actorie, de ce eu, dacă că știu, uh, mă cunosc și zice, pentru că era o coală albă și pentru că e mai ușor să scrii pe o coală albă decât pe o coală de care peste care deja s-a scris, pentru că atunci mai e o operațiune de făcut. Întâi ștergi și după aia așezi. Iar tipul tău de naivitate, de disponibilitate era exact ce ne trebuia. Asta, și atunci era un material foarte bun de lucru și s-a dovedit a fi un material foarte bun de lucru. Am terminat printre primii am fost, am dat concurs la, la teatru dramatic, m-am angajat după care am primit invitația de a face parte din corpul profesoral de la Facultatea de Arte, am devenit acolo preparator universitar atunci era primul grad universitar ca preparator și am început din 2004 de când am terminat facultatea să fac aceste două, să fac această meserie, actor din două perspective, care m-au așteptat enorm de mult, cea de practician pe scenă și cea de pedagog și atunci bineînțeles că sau uh, au fost au devenit complementare, s-au completat una pe alta. Nu se și ciocneau din când în când. Oh, da. Bineînțeles. Că eu asta simt de da, da, pe jurnalism. Da, 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 da. Da, da, e adevărat, dar uh, mi a luat foarte mult. mi a luat 10 ani, cred că pe puțin 10 ani, încât să uh, cum să spun, să pot să mi uh, uh, să mă -mi calibrez mintea. Pe direcția pe care o am de, de rezolvat. Adică, asta vine cu maturitatea la un moment dat. Bineînțeles, că când ești tânăr, atunci toate lucrurile sunt tot e important și foarte greu să prioritizezi. Dar asta e o lecție a maturității și a vieții pe, pe care o înveți pas cu pas, experiență cu experiență. Și Uite, eu am o curiozitate. În momentul în care ați intrat în facultate, știați că ieșiți din, de pe băncile facultății și că veți fi actor. Un tânăr care se duce să facă o facultate de artă și secția actorie, se gândește, domnule, vreau să fiu ca și se gândește la un idol, un actor pe care îl are în fața ah. ochilor. V-ați gândit la așa ceva? Eu eu mi-am dorit. Nu m-am văzut actor ca. În schimb, am văzut la o un Personaje ca. Nici măcar. Nu v-ați gândit nici măcar. Nu, nu, vreau să nu joc, eu am avut, nu știu, repet. Regele Lied, de pildă. Nu, nu, nu am avut vise de genul ăsta. De asta spun că am fost un accident. Eu am descoperit această artă pas cu pas. Pentru că, mă, repet, am fost extrem de introvertit toată viața mea. Extrem de inhibat. Ce zodie sunteți? Fecioară. Și pentru mine a fost o, cum să zic, o călătorie de, de descătușare a unor energii, de cunoaștere și autocunoaștere, de descoperire a propriei persoane și a lumii. O călătorie care m-a ajutat enorm de mult, pentru că, și aici fac o scurtă paranteză, la un moment dat am ajuns profesor de, de teatru la Centrul Cultural. Lucram cu copii și veneau diversi părinți care mă întrebau, domnule, are talent sau își pierde vremea? Adică, și a spus: Nu pot să zic dacă are sau nu are talent neapărat, dar în același timp pot să vă zic că teatru nu dăunează nimănui dacă îl faci. Este un proces, în primul și în primul rând, de descoperire și de autocunoaștere absolut fantastic. Este singura meserie care te pune realmente în relație cu tine. La nivel interior, la nivel profund, pentru că, ca să devii credibil pe scenă, trebuie să pleci de la o bază, baza fiind tu. Asta e paradoxul artei actorului, că, de fapt, spre diferență de pictor sau de scriitor, care instrumentul lui de lucru este, a unui scriitor este laptopul acum sau pixul sau stilou, a unui pictor e culoarea și penelul, la actor, actorul este și instrument și instrumentist. Este în dublă ipostază permanent. Frumos. Foarte frumos. Permanent. Da. Au spus alții mai deștepți. <laughs> uh, și atunci, uh, trebuie să înveți să cânți la acest instrument. Ca să înveți să cânți la acest instrument, în primul rând, trebuie să-l cunoști. Și pentru asta, trebuie să fii permanent într-un proces de interogație reală, autentică, cu propria ta persoană. Cine ești, ce vrei, uh, care sunt limitele tale, care sunt calitățile tale. Trebuie să de foarte multe ori. Uh, în urma acestor procese uh, oamenii ajung să se urască. Avem tendința asta să ne uităm un pic urât la noi și să vedem partea negativă. Ca să poți să meseria asta, trebuie să te iubești. Trebuie să faci exercițiu să te iubești. Adică să-ți accepți limitele, pentru că atunci când ești pe scenă... Ce trebuie înseamnă să... limită pentru un actor? Uh, limită de pildă înseamnă, domnule, uite, pe ăsta nu pot să-l joc. Pe ăsta nu pot să-l joc. Uh, da, eu cred că există nu cred în singtagma, oricine poate juca pe oricine. Deci nu, nu credeți în asta. Nu, sub nicio formă. Adică, un băiatul rău nu -o, o să poate juca niciodată într-un într rol de băiat bun? Ba da, ba da, dar uh, nu e vorba de băiat bun, nu e vorba de etichete nu, de genul ăsta. Ați asta. înțeles la da. ce mă referam? Adică, Eu... lor, roluri, roluri total contrare din toate părțile. Poți să de faci de chestia asta, adică poți să faci chestia asta, dar uh, avem actori mari. Uh, avem exemple de actori mari care au jucat uh, numeroase roluri. Și au făcut niște roluri absolut remar remarcabile. Adică, roluri care, repet, sunt atât de puternice încât de foarte multe ori, aici ne referim la teatru, trec rampa atât de puternică încât pleci cu ea acasă, și roluri în film este să poți să, cum să spun eu, să poți să faci un rol uh, în care să ajungi să urăști tu, om care te uiți la televizor în confortul propriei case și să-l urăști pe actorul respectiv, tu fiind perfect conștient în, în fiecare moment că face că e el... actor și tu să-l urăști, aia înseamnă un rol de mare măestrie, apropo eu de puterea că, eu actoriei. Eu vă întreb o secundă, cred că omul care a fost urât cel mai mult de către români în uh, -un film a fost JR celebru, J.R. Da. Larry Hagman din, uh, din Dallas. Exact. Omul ăla și-a făcut absolut perfect rolul. Da. Ei, hey, Bine, dacă vorbim de Game of Thrones la un moment dat, de uh, Prințul Geoffrey, corect. Doamne, dumnezeu îți provoca o reacție fiziologică, adică, îl ură și, și știei perfect că omul actorul ăla în viața reală era de o, cum să spun eu, de o de o calmitate și de o simplitate uh, absolut uh, fenomenale. Pot să fie actorii uh, să joace rolurile astea de dur și în viața reală să da. fie niște oameni foarte calmi, da, foarte da, da. Da, 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 cu, cum se produce această metamorfoză? Foarte simplu. Uh, plecând repede de la bază. Plecând de la om. Orice om, nu e într-un anumit fel. Este o multitudine de feluri. Ion Cojar, profesorul de mare profesor Celebrul, de exact, de artă spunea că toate personajele sunt în noi. Practic, și orice om, și demonul, da? da, orice om la un moment dat a fost băiat dur, a fost obligat. Un om este se compu un om este cum este. El pur și simplu se modifică în funcție de context, în funcție de stimuli, în funcție de situație și atunci noi ne comportăm acum, jucăm roluri de moderator și de invitat. În viața, dacă ieșim de aici, cu siguranță dialogul nostru se va modifica, atitudinea noastră se va modifica, felul în care vom fi mult, poate un pic mai relaxați, vom fi un pic poate mai, mai joviali. Jucăm o multitudine de roluri. Marlon Brando spunea cel și mie mi se pare cea mai adecvată definiție a artei actorului, pentru că s-au încercat o groază de definiții și foarte greu să, să definiști. Tocmai din cauza acestui paradox că actorul este și nu este. El minte și nu minte în același timp. Spune că este actorie este o formă de supraviețuire umană. Și așa este. Și ai fost actor de foarte multe ori. Aduți aminte sau să ne imaginăm o situație în care te oprește poliția. ai făcut tot răznaie, ai călcat banda continuă. Și în momentul ăla ai tot interesul să nu-ți ia carnetul. Vei face orice e posibil, vei spune orice e posibil, te vei comporta în toate felurile, încât să obții acel lucru. Adică vei fi. vei apela la toate instrumentele tale de convingere. Poate vei fi puțin arogant față de el, vei vedea că nu funcționează a strategia respectivă, după care vei deveni foarte umil și vei trece de la un statut cum, s-a întâmplat de, cum se întâmplă de foarte multe ori, de la un statut superior la un statut inferior, în 5 minute. Și faci chestia asta. Și de ce zâmbesc? De ce? Pentru că ultima oară când am fost oprit, am zis, domnule, sunt funcționar public, că dacă sunt pe cineva, fac trafic de influență, așa că luați în carnetul. A rămas atât de blocat polițistul, s-a sfătuit cu celălalt și a zis, uite, pentru că ați fost sincer, vă dăm numai avertisment și ce așa am, 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 scăpat. Perfect. A fost un rol, fără îndoială, da. dar am fost sincer. Sunt, acum bine, depinde și rolul are în spate niște informații. Apropo de. Da, oricum, cred că ideea s-a înțeles. Uh, în, uh, Sigur. Uh, Suntem dacă, capabili să, da, tăsim, uh, să obținem o pentru supraviețuire, de... pentru confort, uh, pentru că e o meserie de convingere, în primul rând. Adică trebuie să. În primul rând, să mă conving pe mine. Pentru că. Eu, și când spun mă conving, nu, nu, nu vorbesc de. de cum mi zice, de, de o boală psihică. Să în... E vorba de credință. E o meserie care se face cu credință. Adică să cred într-o convenție. Să spunem că tu ești tatăl meu acum și eu sunt băiatul tău. Eu trebuie să cred în chestia asta, trebuie să te investesc cu acest rol dramatic că tu ești tatăl meu. Și să mă comport ca și cum tu ai fi tatăl meu. Și bineînțeles am stabilit în momentul de față, facem și curs de actorie. Nu, e foarte bine că îl facem. Eu cred că o să vă mai invit pentru că eu sunt convins că emisiunea asta e una de colecție. Așa, ajută, și trebuie că, să? Da, și în momentul ăsta am stabilit, niște, am stabilit niște roluri dramatice. Ei, Acum ne trebuie doar un context în care noi să existăm. Să spunem că eu vreau să plec de acasă și am 17 ani. Și vreau să plec, nu vreau să abandonez școala. Și vreau să plec să muncesc când Vama Veche, nu știu. Dau o idee, asta mi-a venit acum. V-aș încuraja dacă ați spune Vama Veche, vara, da? Adică nu vara, sau nu. A, tot să timp... plec, nu, plec la muncă în străinătate, da. Plec okay. la muncă în străinătate să dau, ăsta cum îi zice, să dau cu vară, nu știu, să lucrez în construcții, dar să-mi abandonez școala... Am înțeles. Ei, din moment, asta e scena și de aici putem să improvizăm. Și bineînțeles că fiecare face apel la experiența lui. Cât de mult se improvizează într-o piesă de teatru? Uh, păi hai să vorbim așa. Despre uh, ceea ce facem noi în momentul de față la, la teatru, avem un spectacol în care uh, cred că improvizăm undeva la 60% din spectacolul respectiv. El a, fost, uh, el a fost construit strictamente pe improvizație Vorbesc de spectacolul În Țara Minunilor. Un spectacol care face parte dintr-un proiect mult mai amplu, care se numește Proiect nou Teatru Românesc Contemporan. Un spectacol la inițiativa colegului meu, Radu Horghidan. Un proiect, de fapt, la inițiativa lui Radu Horghidan. Era care... și el absolvent da, al Facultății de, de Arte da, din Galați, da. care a ocupat poziția de director artistic și care, după pandemie, care a fost groaznică pentru teatru, absolut înfiorătoare. Pentru toată lumea, e adevărat, dar. Am, am trăit o experiență absolut groaznică. De ce? Teatrul a avut, de-a lungul existenței sale, ca fenomen, a avut de traversat foarte multe obstacole, foarte multe amenințări de ordin uh, financiar, de ordin ideologic, de ordin de infrastructură și așa mai departe, din toate, uh, din toate zonele astea. În schimb, faptul că ne-a lipsit publicul. Asta a fost cea mai grea încercare pe care teatrul a trebuit să o depășească. Până acum, și dacă vorbeam de ideologie, existau oameni care veneau la teatru. Dacă vorbeam de finanțe, existau oameni care veneau la teatru. De orice alt tip. Faptul că noi n-am putut să ne întâlnim, pentru că teatrul se produce din întâlnirea directă între actor și spectator. Altfel ne-am trezit că nu avem ce să facem. Fără spectator, nu existăm. Lor le era dor de, de noi, nouă le era dor de, de ei. A fost cumplit. A, a fost nici nu vreau să mă mai gândesc la, la chestia asta. Asta a aruncat mulți actori în depresie și vorbesc foarte serios. Sunt -ați actori... Ați anticipat întrebarea, duce da. la depresia asta. Da, o fantastică. La un moment dat am încercat, am inițiat niște, pentru că vreau să păstrăm legătura cu, cu spectatorii și am avut, și acum cred că sunt pe canalul nostru de YouTube, niște interviuri, apropo de să vedem ce e în spatele actorilor. Care e omul din spatele personajelor pe care eu le urmăresc cu interes la teatru? și în confortul propriilor, propriilor case, pentru că nici nu aveai voie să, să ieși decât cu bilet de voie, am făcut aceste filmări, ne-am folosit de internet. Au fost colegi care au refuzat să vorbească. Și am zis, de ce? Nu pot să mai vorbesc, nu pot, mi este frică. Era un, repet, apropo, și aici fac iarăși, mă întorc la hipersensibilitatea de care vorbeam la început. O chestie de genul ăsta i-a paralizat pe unii. Le era teamă Uh, pentru că un actor de genul ăsta Repet, faptul că tu ești Într-un proces de, uh, de autocunoaștere Permanent Pentru că doar așa te îmbunătățești Și doar așa poți să reprezinți un actor Când intră și fac paranteză la paranteză Un actor când intră în scenă, intră în un univers Dacă nu intră în un univers, omul Să uită pe telefon, el trebuie să aducă cu el O lume Actorul ăla ca să aducă cu el o lume În primul și în primul rând îi trebuie o relație foarte profundă cu lumea să interogheze Tot timpul, cine e ce rost are pe planeta asta să aibă, repet, întrebări existențiale. În momentul în care tu ai tipul ăsta de relație extrem de profundă și cu lumea și cu tine și ești ca o, cum să spun eu, ca o rană deschisă, orice, orice pandemii, nici nu știu cum să o numesc. ieșire din uh, starea de da, uh, normalitate. Devii foarte expus tuturor loviturilor. Și atunci, reacția, pentru că ești hiperreactiv, pentru că asta e o, e o chestie care se antrenează. Să plângi la comandă, să plângi când trebuie, să râzi când trebuie, să te emoționezi când trebuie, să roșești când trebuie. Astea sunt niște lucruri pe care, repet, în viața reală noi, noi le ascundem. Noi, ca oameni, le ascundem, noi ne ascundem umanitatea. Teatrul, în schimb, este un loc care zice, te rog, fi cât mai uman, cât mai vulnerabil, cât mai deschis. Este bulversant. Este bulversant. Vă întreb, domnule director, cu experiența pe care o aveți și aveți destul de experiență, în ciuda vârstei, dacă ați face, vorbim la modul ipotetic, ați încerca să vă completați trupa și ați merge pe stradă și ați cunoaște niște oameni, credeți că ați descoperit niște oameni care nu s-au gândit niciodată că ar putea să fie actori? Niște oameni care, cu sigur, cu sârguință, cu bă, bă, multe repetiții, ar putea fi foarte buni actori? Da. Diferența între, de foarte multe ori, amatorii sunt mai buni decât profesioniștii sau unii care se numesc profesioniști. Pentru că amatorii au ceea ce se numește entuziasm. Este lucrul pe care îl pierdem cel mai rapid. Se pierde A. entuziasmul în teatru? La un moment dat, da. Pentru că e o meserie care, în același timp, că orice meserie... Uzează? Uh, are un caracter repetitiv. Apropo de chestia asta, zilele trecute am avut două spectacole uh, la care am avut uh, un public care nu ar fi trebuit să fie neapărat la spectacolul respectiv pentru că nu era dedicat publicului respectiv. Era vorba de copii de 8-9-10 ani. Nu aveau ce să caute. Aia a fost o greșeală din, din partea organizării. Și în momentul ăla am stat două ore pe scenă și am încercat să oferim, pentru că de fapt asta faci când ești pe scenă, trebuie să oferi constant. Și pentru a oferi constant trebuie să ai să-ți găsești tot timpul resurse, apropo de, de depresie și de cinism, trebuie să-ți găsești resurse pozitive. De unde stă energie pozitivă ca să oferi altfel? Nu vrea nimeni să vadă unul crud, crud unul cinic, acru pe scenă. Toată lumea vine să ia de la teatru. Și atunci tu ca actor trebuie să ai permanent resurse să oferi și nu unuia, oferi unui să-l întregi. Și am tot oferit, întorcându-ne la spectacolul nostru, și nu funcționa, pentru că sala nu, vrea, nu avea nevoie de ceea ce ofeream noi. Deci, acolo n a fost o întâlnire. Acolo a fost o ciocnire, da, nu mă interesează. Nu era vina nimănui, nici a noastră că jucam în gol, nici a lor că nu aveau nevoie de spectacolul nostru. Și de foarte multe ori, când uh, uh, lumea vorbește despre spectacol, zice, domnule, o prostie, o mizerie, nu înțeleg. Nu... Problema nu e a spectacolului. Problema este întotdeauna cum reușești să faci, să aduci la spectacolul respectiv oamenii care au nevoie de spectacolul ăla. Pentru că orice spectacol are, are o chestie, măcar o chestie mică, valoroasă în ea. Pentru că acolo este munca unor oameni care cred în ea, care au stat aproape două luni într-un laborator cu chestia asta și care pun suflet. Și care cred în povestea asta, pentru că, repet, nu poți să ieși, oricât ți-ar plăcea sau nu ți-ar plăcea, că sunt spectacole care le iubești, sunt spectacole pe care ți le faci dacă ești profesionist, uh, oricum ar fi pui suflet. Este inevitabil. Repet, revenind la faptul că suntem, uh, ca să fii hiperreactiv, trebuie să fii foarte deschis, foarte disponibil, pentru că altfel, îți, cum să spun, îți, îți sabotezi propria meserie, prop, prop, uh, propria evoluție pe scenă și devine foarte aiurea când te simți, prost ca actor, e groaznic, e un sentiment înfiorător să simți că joci prost și că nu nu, nu ești de acolo și atunci tot ce, tot ce faci ca mindset, ca pregătire este tocmai să te pui în slujba spectacului da, respectiv. Actorii dintr-o piesă simt în 5-10 minute că au publicul de partea lor sau o, trebuie mai mult Dumnezeu, la aici e o chestie, o discuție atât de lungă. Da, sunt momente, am avut... Ne mai vedem, că e foarte frumos <laughs> ceea ce spuneți. <laughs> sunt spectacole uh, în care în primele 5 minute se leagă o prietenie fantastică între, între trupă și între actor și, și public. Pur și simplu toată lumea trebuie să fie acolo. Sunt sere absolut magice. Uh, alea sunt niște niște experiențe care te încarcă și pe care nu le poți descrie în cuvinte alea sunt niște experiențe cum te duci la o... Uh, vorbesc acum de oameni foarte religioși care se încarcă de la o slujbă foarte uh, foarte puternică la fel e și la teatru se întâmplă o minune, pur și simplu curge așa ca și cum suntem prieteni, suntem la o petrecere foarte faină, la o cozerie stăm și ne simțim atât de bine sunt momente în care uh, avem senzația că împingem vagoane. Că publicul este adică, mai dăm. mai dă mai dă Simți momentul în care pierzi publicul din mână? Nu că-l pierzi. Nu că-l pierzi. că -l simți uh, Există un public, nec poate câteodată, da, da, poate neconecta 100%, zice, dăm, vine și zice numai să punem poziția de, de a primi. Dăm, 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 dăm. Și atunci vine al public care simți că se uită, bă, dar nu înțeleg, să uită un pic aiurea la tine și nu se creează chimia aia. Adică... Uite, ajungem exact la subiectul acela pe care l-am discutat noi acum o săptămână, pentru că, dragi prieteni, vreau să vă spun că domnul director Florin Toma merge pe această idee revoluționară, aș putea spune încă în România, deși în alte țări din Occident se practică deja, aceea de a veni către public și nu a aștepta ca publicul să primească neapărat ceea ce oferă un teatru și actorii săi. Și mi-aduc aminte de un, o discuție pe care am purtat-o domnului director cu masteranzii mei de la Chișinău, atunci când vorbeam despre amintirile din copilărie ale lui Nică și am întrebat ce mai mulți dintre ei fiind profesor de română, ce ar înțelege un copil din Chișinău din amintirile lui Nică. Și mi-a spus aproape nimic. Ce ar înțelege tinerii de 18 ani dacă ați face jocul de vacanță? O piesă care mie îmi place teribil de mult. Mie îmi place Mihail Sebastian. Oh. Sau cum ar trebui să o faceți ca să le placă și puștilor de 18 ani? <coughs> aici e destul de, e destul de complicat. Și, dar cred că, cred că se pune greșit întrebarea. Și de aici... Reformulați. Converg <coughs> foarte multe probleme. Artistul se conectează profund la lume, vede lumea într-un anumit fel și încearcă să o expună și celorlalți. Și ceilalți au două opțiuni. Le place sau nu le place, sunt de acord sau nu, de, uh, nu sunt de acord, înțeleg sau nu înțeleg, cred sau nu cred. Uh, aduce totul la propriul tău gust și la tot ceea ce știi numai tu, mi se pare a privi. Extrem de îngust, și arta, dar și viața, și lumea. Dacă te pus să faci artă pe gustul publicului, și aici am proprietatea termenilor, nu sunt împotriva spectacolului care nu sunt pe gustul publicului, dar dacă ăsta este singurul tău obiectiv, în momentul ăla faci ceva comercial, care nu are nici miză, care nu are nici spirit, nici substanță și nu are nici pic de cultură. Ori actorii, Acum vorbiți ca actorul. Da. Dacă manager, poate că Ca manager că stai... gândesc la fel. Gândiți la ca fel? Ca manager gândesc la fel. Interesant. Da. gândiți la fel. Cu toate, da, cu toate cum îi zice, cu toate riscurile, Riscurile, da. Și sunt într adevăr avem spectacole care sunt uite cum s-a întâmplat la ultimul în Țara Minunilor, un spectacol, repet, făcut ca o reacție la pandemie, bazat pe 100% pe improvizația actorilor, textul ăla nu exista. Spectacolul ăsta este făcut strictamente de trupa de la galați. Într-un laborator de vreo două luni, în care am stat și am documentat 14, cred că 14 actori suntem, fiecare și-a luat câte un personaj din zona asta teoriei conspirației și l-a propus. Și regizorul Adrian Niclezan a construit un spectacol împreună cu trupa. Este extrem de personal, este extrem de specific al teatrului și în același timp este extrem de actual. Este un spectacol care este din paradigma stilului clasic, cu care teatrul dramatic a obișnuit o foarte mare parte din spectatori. Este un spectacol apreciat de profesori de la Universitatea Națională de Teatru din București care ne-au felicitat pentru curaj. Și asta spun când un profesor respectiv era în echipa de selecție pentru nominalizările UNITER și au spus am văzut vreo 200 și ceva de spectacole al vostru este de departe foarte tare, pentru simplu fapt că ați avut curaj să faceți genul ăsta de, de spectacol și de demers. restul, toate spectacolele sunt cu Nu mai spun nimic, nu mai vorbesc despre lumea în care trăim. Toată lumea am trăit, pentru că s-a trecut de la perioada comunistă în care teatru era folosit ca platformă de a spune adevărul prin șopârle și prin tot felul de subterfugii. După ce a fost aruncat în aer sistemul ăsta comunist, teatru și-a pierdut reperul. Pentru că singurul reper pe care îl avea teatru era, domnule, este exact, cum să spun eu, filtrul de codoru prin care se poate spune adevărul în perioada comunistă. Și un soi su de supapă că da. o lăsau. Corect. După ce uh, toată lumea îl înjura pe Ceaușescu, după ce a dispărut acest, uh, acest sistem de referință, sistemul comunist, a picat, toată lumea îl înjura pe toată lumea. Nu mai era nevoie ca teatru să funcționeze ca supapă. dar el a rămas mult în siajul acestui tip de, de paradigmă de funcționare și a trebuit să-și caute tot timpul identitatea. Și bineînțeles, când e de gringoladă și când sistemele de referință sunt aruncate în aer, oameni, unii s-au uitat spre vest, unii au devenit nostalgici și s-au gândit, a, în anii 70 au început să facă un teatru un pic. Uh, un pic mult prea cuminte pentru vremurile noastre. Pe mine mă interesează și ca și ca manager, dar și ca actor să respect ceea ce spunea la un moment dat chiar Shakespeare, când spunea că teatru trebuie să țină pasul cu vremurile sale. E adevărat, trebuie să, ca manager, încerci să păstrezi un soi de echilibru și în ce înseamnă teatru clasic. Și aici fac o paranteză. Dacă în 2018, dacă nu mă înșel, în sondajele de, de opinie pe care noi tot le facem în rândul spectatorilor, gustul pentru teatru clasic era de 70% și pentru teatru contemporan de 30%, acum am ajuns să fie. 50... Invers? Nu, să fie undeva la 50-50%. Ceea ce mi se pare că, în realitate, publicul se schimbă. Asta voiam încep... să spun. Da. Deci se schimbă publicul. Da, încep să vină tineri. Uh oamenii încep să se miște din ce în ce mai mult. Se duc la Brăila, se duc la București, unii se duc la Sibiu să vadă spectacol, să vadă Faust și așa mai departe. Când te duci și vezi Faust și după aia uh, vii să vezi un spectacol care e montat în stilul anilor 70, sensibilitatea noastră s-a modificat și cred că dacă nu ținem pasul acum cu riscul, poate de a supăra, repet, spectatorii nostalgici care au crescut cu uh, cu marii actorei scenei gălățene, uh, s-ar putea să pierdem publicul de mâine. Pe mine mă interesează să cresc un public, pentru că tinerii de astăzi trebuie să devină spectatorii noștri de mâine. Și pentru că mă întrebai la un moment dat de dacă jocul de vacanță ar fi pe placul, ar fi pe placul tinerilor. Nu știu dacă, dacă ar fi pe placul lor, ci dacă ar înțelege într-o formă sau a, depinde ce de, ce vrei să scoți în evidență. Asta ar fi treaba unui regizor. Uh, da, tipul ăla de liris pe care îl are, cum îi spune, Sebastian. pe care îl are Sebastian, este extrem de poetic și din păcate s-a diluat atât de mult din cauza tuturor soap opera pe care da, le vedem da. pe Netflix, tuturor uh, filmelor, comediilor romantice, care nu mai crede nimeni. Adică eu văd un film care e foarte frumos dar după aia când îl închid când închid televizorul, închid și povestea aia și mă întorc la o realitate care, da, ok, toată lumea zice, domnule, deja realitatea e cenușie, vreau să visez. Eu nu cred că teatru, și aici mi se pare un pericol, apropo de treaba asta, că toți vor spectacole frumoase, cu minți. Eu nu cred că teatru ar trebui să fie un loc în care să fie anesteziat. Eu cred că teatru ar trebui să fie un loc în care, cel puțin pentru două ore, și rămâne singurul loc, nici măcar aici nu mă opresc cu, cu ideea. Teatrul ar trebui să fie locul în care, cel puțin pentru două ore, intri în contact cu propria persoană. Prin faptul că îi vezi pe oamenii ăia și te gândești un pic și la tine și la viață, te oprești din vacarmul ăsta pe care îl avem zilnic, diurn. Nu mai reușim să facem chestia asta, nici măcar la film. La film pui pauză, te duci, cum îi zice, te duci mai mănânci niște popcorn, mai primești un telefon, adică tot timpul. La teatru ești obligat să-ți închizi telefonul, măcar pentru chestia asta, două ore, să-ți aparții. Ce alt loc, în ce alt loc mai poți să faci chestia asta? Și în același timp să te conectezi, atunci când se întâmplă minuna pe scenă, să te conectezi la niște destine ale unor oameni, la energiile lor, și să mai vezi ceva și despre tine și despre lume uh, și despre viață. Adică asta ar trebui să te îmbogățească. Nu numărul de bilete, ci calitatea experienței, apropo de management. Da, calitatea experienței mi se pare <coughs> mult mai. Uh, cum să spun mult mai importantă, importantă decât, decât numărul de bilete, pentru că la cred că am făcut paranteză la paranteză, în fine, la ultimul spectacol pe care l-am avut în țara minor, de exemplu, care, repet, e un spectacol tot am vorbit despre el, care e un spectacol controversat în ochii multora, au fost oameni care au ieșit din sală. Au acest drept. Înseamnă că oamenii aia fie nu s-au informat corect legat de spectacolul respectiv, fie pur și simplu nu era pentru ei. Nu nu au rezonat și au zis domnule nu e pentru mine și au dreptul să uh, să iasă din sală. În schimb oamenii care au, răma, au rămas ăia puțin. ne-au aplaudat de pe ăsta cum îi zice ne au scos la aplauze de vreo trei ori și s-au strigat și bravo. Și s-au întâlnit după aia actori din distribuție cu unii dintre ei și ne-au felicitat. Uh, comentarii pe Facebook foarte tare. Uh, e foarte fain ce faceți. Sunt niște oameni care pur și simplu uh, s-au conectat atât de puternic la spectacolul respectiv și după ce au ieșit, pentru că, repet, întâlnirea cu actorul respectiv, s-au întâlnit cu Radu, ca să spun lucrurile pe nume, Radu s-a dus să-și cumpere o pâine și a intrat într-o brutărie și zice, a, vă știu, dumneavoastră, v-am văzut la spectacol, sâmbătă. Zice, foarte tare, super, vin și sâmbătă viitoare la teatru. Ei, omul ăla avea, își păstra entuziasmul ca după finalul spectacolului, când aplauda, când s-a întâlnit cu Radu. Adică i-a prins chestia asta. Și nu e puțin lucru. Cam asta ar trebui să facă spectacole, să, um, să iasă un pic uh, spectatorul cu el, să, să, să plimbă, să sta două-trei zile cu Am avut spectacole în care, și după o săptămână, au sunat oameni și zice, bă, încă mă gândesc la, la ce a spus omul ăla la situația. tinețe fără bătrânețe, iarăși cu asta e un alt, uh, un alt uh, spectacol din proiect nou, Teatrul Românesc Contemporan, pe care l-am uh, inițiat imediat după pandemie în care s-a plecat de la basmul Cules de Petrei Spirescu, Tinețe fără bătrânețe, și au făcut, colegii mei, au făcut o documentare, au făcut un atelier de vreo două luni de zile, am stat și au vorbit despre sensul vieții, despre ce înseamnă viața și moartea, despre ce înseamnă să nu ai copii în 2023, pentru că, dacă ții minte BASMul, începe cu împăratul și împărăteasa da, care, care nu au să aibă copii. copii. Și... Radu a scris un text pe, pe subiectul ăsta, care e absolut uh, fascinant. Uh, și un spectacol, aici e problema, pentru că, de fapt, nu e neapărat un spectacol. Nu e niciun spectacol lectură. Actorii intră în scenă cu textele, se așează pe o canapea și uh, citesc din textul respectiv. Nu e niciun spectacol lectură în adevăratul sens al cuvântului. Nu e niciun performance până la capăt. Este între. Spectacolul propune, de fapt, o întoarcere la esență, la ce înseamnă povestea. Să stăm și să ascultăm o poveste, să ne aducem aminte de momentul în care eram copii și stăteam și ascultam fascinat discurile sau poveștile pe care ne spuneau părinții. Și cu imaginația noastră, așa face de Iclezan, că tot el e regizorul, așa face el spectacole, în care spectatorul trebuie să fie coparticipativ la, la experiență, cu imaginația lor își fac fiecare filmul lui. Și la un moment dat a ieșit, a ieșit, o doamnă și a spus, a spus cred că Lulica, regizorul nostru tehnic, a zis, a frumos, sunt eu. Apropo de, că e vorba de, cum îi zice, de, ma, de povestea maturității unui, unui, adolescent, dar bineînțeles, nu contează că e băiat sau fată. Contează că fiecare dintre noi a trecut prin chestia asta, prin ce înseamnă eșec, prin ce înseamnă abandon, prin ce înseamnă la un moment dat renunțare, la prin ce înseamnă nihilismul, că viața nu contează și așa mai departe. Adică sunt, Uh, dar trebuie să ai răbdare. Asta este unul dintre marile, asta este una dintre marile probleme pe care le are societatea contemporană. Nu mai avem răbdare. Suntem pe fast forward înainte, iar teatru, dacă face, dacă suntem într-un pericol de a face, cum să spun eu, de a, uh, de a renunța la reduta asta și de a oferi publicului ce vrea. Fast food, poantă, tot, să-l ții pe spectator tot timpul în priză. Dacă faci chestia asta, pur și simplu invalidezi faptul, demența pe care o creează social media. Pentru că mai devreme, să mai noi nu mai avem răbdare să stăm unii cu alții, nu mai avem răbdare să vorbim normal în ne întâlnim și toată lumea stă pe telefon. Dacă faci chestia asta și la teatru și teatru ți oferă treaba asta, în momentul ăla eu nu mai știu care mai rămâne avantpostul în care să re reușim să ne reconectăm cu noi ca oameni. Că e nevoie să facem treaba asta. Și teatrul ar trebui să-și să păstreze, să-și păstreze, să, să devină bastionul locului în care, cel puțin pentru două ore, să poți să faci liniște cu tine. E important, cred că doar așa poți să asigure un tip de sănătate mentală al comunității. Pentru că altfel, lucrăm și trăim în super zgomot. Nu dormim, tot timpul suntem pe fugă, tot timpul facem multitasking, facem 60.000 de lucruri odată și la un moment dat devine obositor. Ori ar trebui teatru să fie un loc în care, repet, nu numai să fie relaxant la modul de spa, că nu e de spa. Adică hrana pe care trebuie să o primești e un într-o altă zonă. Digerat. Da, e într-o altă zonă. Adică... Domnule director, într-o convorbire pe care am avut o, o săptămâna trecută, mi-ați vorbit foarte entuziasmat de niște proiecte ale unor colegi de braslă, de la Sibiu, dacă nu mă înșel, și de la Cluj, da? Da, vorbeam de, uh, vorbeam de ce se va întâmpla cu Teatru Dramatic în viitor. Și aici voiam să ajung. Ce se va întâmpla cu Teatru Dramatic în viitor, uh, dragi prieteni, țineți-vă bine pentru că realmente ce am auzit m-a. Nu că m-a speriat, că pe mine nu prea mă sperie nimic, dar în orice caz, uh, un proiect revoluționar, și uh, vreau să vă spun că l-am felicitat pe domnul director pentru ideile pe care le are. Pentru că la un moment dat mi-a spus cam așa Dom'le, m-am dus într-un loc Cred că la Sibiu mi-ați povestit La Cluj La Cluj. Era o, o sală mare, un, un hol foarte mare Și în fiecare dintre uh -huh. camere Erau ateliere de b, pictură de b, uh -huh. teatru de nu știu ce Și acolo în hol se vindeau cu un leu Felii de pâine unse cu untură sau cu zacuscă Și da. omul stătea absolut relaxat Și se simțea nu știu cât, poate nu chiar două ore cât, era, cât e un spectacol de teatru, dar în orice caz se ducea acolo absolut așa cum ar trebui să fie fiecare dintre noi când se simte într-un mediu prietenos. Vorbeam de fabrica de pensule, de fapt, care e o fostă fabrică de pensule de la Cluj, în care o comunitate de artiști au reușit să amenajeze spațiul respectiv și să-l transforme într-un soi de hub cultural în care, repet, în spațiile alea industriale se întâmplau tot felul de evenimente culturale și educaționale. Și atmosfera spațiului respectiv și energia spațiului respectiv era una foarte vestică și foarte fresh, adică foarte friendly, așa. nu ne lipsește treaba asta în Galați. Și având în vedere că teatrul va intra într-un proces de reabilitare Completă a clădirii, și anul viitor, și asta presupune ca, pentru o perioadă, noi să ne mutăm din Strada Domnească, numărul 59, sediu care, pe care îl ocupăm acum, și să încercăm să găsim alte spații. Ne-am gândit dacă această situație poate să fie, cum să spunem, poate să fie un, un mare obstacol sau, din să fie o catastru, o mare sau o mare oportunitate, și am zis, ok ce ar fi să încercăm să funcționăm, cel puțin pentru perioada în care teatrul este în reparație, sub altă paradigmă, sub alt concept. Și ăsta e unul dintre conceptul pe care l-am propus ca proiect de management pentru următorul mandat, este că teatrul nu este o clădire. De foarte multe ori lumea asociază teatrul cu clădirea respectivă. Ori Clădirea respectivă n-ar însemna nimic fără actori, n-ar însemna nimic fără personalul tehnic, n-ar însemna nimic fără ateliere, fără personal administrativ și așa mai departe. fără public. Și fără public, fără doar și poate. Și atunci, dacă... Ați făcut o comparație, că știți, asta e discuția, ce este biserica. Și mulți spun biserica e clădirea. Nu, biserica este comunitatea tuturor credincioșilor. Până la urmă comunitatea tuturor da. oamenilor îndrăgostiți de teatru. Fie ei cei care lucrează, actorii mm -hmm. și personalul de lângă care ajută la, la, la producerea unui spectacol și publicul, nu? Da, absolut. Pe principiul acesta că teatrul nu este neapărat o clădire, încercăm să tăiem un pic cordonul ăsta umbilical legat de, de, de clădirea respectivă și încercăm adică ne propunem să, mărim, să ne mărim infrastructura teatrală, să folosim acest, acest moment pe care îl traversăm ca oportunitate și să identificăm diferite spații în care putem să organizăm evenimente culturale sau proiecte de teatru. Și am reușit să convingem autoritățile locale și vreau să-i mulțumesc domnului primar pe această cale pentru că și nu numai dânsului, întregii echipe, pentru că fiecare dintre echipa de conducere a fost extrem de, de deschis la această. Dar primarul, într-adevăr, da. are o deschidere către actul de cultură și o spun ca un om care nu e membru de partid și care nu este în niciun fel uh, subordonat, dar da, pur și simplu omul ăsta s-a implicat în proiecte culturale. Știu. A, da, apropo de chestia asta, dacă tot uh, facem confidență de genul ăsta Cred că este singurul, uh, suntem de aceeași vârstă și eu am un mare respect pentru, pentru domnul primar Dintr -un, În primul rând și-am și spus chestia asta Înainte de a candida, uh, a fost singurul om care uh, s-a întâlnit cu reprezentanți din uh, diferite domenii Inclusiv cel cultural, cel teatral Eram eu și cu Radu Horghidan, atunci eram uh, uh, inițiatorii primei trupe de teatru, uh, primei trupe profesioniste de teatru independent din Galați. Făcusem deja un festival de teatru independent care a avut ecouri și în Galați, dar și la nivel uh, național. Și ne-am întâlnit cu dumnealui și ne-am uh, uh, am, am stat și am făcut o analiză ce ar trebui să se întâmple în Galați din punct de vedere cultural. E primul om care ne a întrebat din partea autorităților, dacă ne a întrebat ce credeți voi. Cerea erați la un teatru independent. Da, și eram la un teatru, și independent. teatru independent. Exact. independent trăiește pe pielea lui și Exact. Și a zis: "Mă interesează tinerii, mă interesează energia uh, Oamenilor care vor să fie care au o inițiativă uh, proprie și mă interesează să știu ce ar trebui să facă primăria să vă ajute ca să vă dezvoltați. A fost, repet, din punctul ăsta de vedere v-a cucerit. Da. Da, mi pentru că după aia am, am avut sprijin, deci am avut sprijin pentru că mai am mai făcut și a doua ediție de festival de Tantul Independent, tot cu sprijinul primăriei. După care am devenit directorul instituției și știu ce, ce relație de, de colaborare avem. Tot ce se întâmplă la, la teatru se întâmplă și cu, și cu sprijinul negreșit al Consiliului și al Consiliului Local și al domnului primar. Și aici vin la, merg mai departe, apropo de sprijinul pe care ni-l oferă, și am propus un proiect de reconversie urbană unui spațiu. A uh, unui spațiu industrial care stă pur și simplu. În Fiți atenți, uh, dragii mei, prieteni, iubitori ai teatrului, că trebuie să vă pregătiți pentru o perioadă cel puțin, cel puțin pentru da. o perioadă, să vă duceți într-o altă zonă, spune domnule. Da. Uh, în momentul de față. Că e una ne -ne -ne, total neconvențională da. pentru galați. Da. Uh, ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, pentru că repet, e un. Uh, un exemplu. E un exemplu de la Sibiu, fosta fabrică de fermoare. În fosta fabrică de fermoare, Teatru Radu Stanca a amenajat o sală. E una dintre sălile cele mai frumoase și în care m-am simțit cel mai bine ca actor. Am jucat acolo Salba Dracului în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și m-am simțit extraordinar. O, o sală care îți conferea uh, un tip de libertate absolut fenomenală. Și experiența mi spus A spus că a intervenit faină. și uh, proprietarul. Da, uh -uh. Uh -uh. acolo este un, partener, un parteneriat public-privat. Aici, în schimb, domnul primar a fost de acord ca fost un hangar militar al uh, orașului Galați să amenajăm cea mai nouă sală a teatrului dramatic. O sală destinată experimentelor teatrale, destinată în primul și în primul rând tinerilor, a spectacolului de avantgardă. Este, mi se pare și cred că în momentul de față, unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care Teatul Dramatic urmează să le implementeze din punct de vedere al infrastructurii și nu zic lucruri mari. De ce? Pentru că, repet, acest proces de reconversie urbană va oferi spațiului respectiv, Va schimba cu totul și cu totul fața cartierului din care face parte, pentru că fostul hangar este în momentul de față undeva la intersecția fără rost, cum e în vorbirea populară. În momentul de față își desfășoară activitatea cei de la Ecosal. Urmând să-i relocheze pe, pe cei de la firma de salubrizare, rămâne, repet, în picioare, perfect conservat, fostul hangar. Deci, în, 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 în prezentul în care se vorbește constant despre aeroport, în care toți luăm la mișto Galațiu că vrem aeroport, aflăm și uh, intrăm în contact cu faptul că Galațiu a avut un aeroport. Deci legați două concepte care țin da. și de istorie, da? Absolut, și de Aeroportul identitate. Care a fost primul zbor aerian comercial din România, București-Galați-Galați-București. -București. Corect. Da? și al doilea concept cultural, teatru Dramatic exact. din Galație. În care va fi spațiul uh, spațiu acesta va fi îl vizăm pentru uh, partea de tineret, transformat într un hub cultural, în care repet, sperăm să devină foarte rapid uh, un loc uh, de pelerinaj al, uh, al tinerilor, în care vom uh, vom eu, încerca eu, să provocare o facem. extraordinară, domnule da. director. Nu e, nu e, aș spune că nu e cartierul potrivit. Uh, Hangarul are acest mesaj istoric, să spunem, da. care poate fi continuat, dar să vedem. Mai un aspect aici, apropo de cartierul potrivit. Uh, mă eu... refer la faptul că doamne da. ferește să nu se supere cineva din cartierele. E un cartier muncitoresc, da, adică exact, un teatru exact. în într-un cartier muncitoresc. La Sibiu povestea asta s-a întâmplat în zona industrială, adică trebuie să ieși din oraș ca să ajungi acolo. În schimb la Galație avem norocul ca acest spațiu să fie chiar în în oraș. Și aici mai e un aspect, și destul de aproape de da. centru. Mai e un aspect. Faptul că Teatrul de animație Gulliver va avea și el un sediu nou, care va fi uh, sediul fostei uh, cinematograf Țiglina. Da. Iar noi ne vom duce în intersecția fără rost. Asta va crea deja trei puncte teatrale în care tot ce se întâmplă, pentru că în momentul de față, tot ce se întâmplă din punct de vedere cultural, este doar în centru. Orașul ăsta nu există dincolo de centru. Și mi se pare, mi se pare ineficient. Și ca viață, ca viață socială, dar pe principiu, repet, a orașelor din vest, Cluj, în care în Cluj se întâmplă tot felul de acțiuni culturale. Inclusiv la marginea orașului. Inclusiv la marginea orașului. Bineînțeles că acolo sunt și Inițiative private. Dar noi trebuie să creăm infrastructura. Și, în momentul de față, domnul primar a înțeles chestia asta. Face o chestie pe care nu o face niciun primar din, din România, adică să pui bazele a două spații de teatru în, într-un oraș post-industrial. E un mare act de curaj și este un mare act de responsabilitate pentru generațiile viitoare. Pentru că, repet, mi se pare Iurea un oraș cu foarte mare potențial din multe puncte de vedere. Din care ne tot pleacă tinerii, pentru că nu au se ducă în căutarea de spații de genul ăsta, energia unui oraș, locuri în care se întâmplă chestii, ori, momentan, cineva trebuie să le creeze. Suntem în punctul de a construi. Asta e un punct bun. Cu alte spune. cuvinte, domnule director, creați niște cârlige cu care să-i agățați pe tineri să da. Nu mai plece, da? Da, da. da. Asta vreți. Da, da. Da. Sună foarte bine. Mai avem 3 minute din emisiune, <laughs> să știți. Okay. Eu vreau să vă spun promisiunea că mai veniți în, între oglinzi paralele. În măsura în care că da. Îmi place teribil de mult, sunteți un foarte bun viver, e normal, doar sunteți actor și în același timp, dincolo de toate, e fascinant să auzi poveștele din spatele, din spatele scenei, din culise. E un, pro, un proiect, fără îndoială, revoluționar și vă felicit. Este. Și, într-adevăr, fără să spun vorbe mari, eu cred că dacă într-un oraș, într-un județ, în care primarul creează două noi săli de teatru, iar președintele Consiliului Județului rupe bani de la asfaltări și face un muzeu de artă, contempo, de artă uh -huh. contemporană și nu numai, eu cred că asta înseamnă să vrei să faci cultură, să te intereseze subiectul ăsta. Nu sunt foarte mulți interesați de subiect, să nu duc pe stres, că cultura nu prea ți-aduce multe voturi. Da, e adevărat. Nu ți-aduce multe voturi, dar prin absența ei îți distruge calitatea vieții unui, Fără unui oraș. Ți, efectiv ți, ți, ă, creează premisele ă, de populării și mai puternice a unui oraș. În momentul de față repet, ă, spațiile astea vor deveni ă, generatoare de evenimente și atunci calitatea vieții acestui oraș, ă, bineînțeles, pe zona culturală ă, va crește. Va crește. Eu abia aștept să vin la primul eveniment cultural, să știți. Și vă pun o ultimă întrebare la care vreau un răspuns în 30-40 de secunde maxim, că după okay. aia mai regizorul de emisie îmi arată degetul. V-ați fi dorit să fiți directorul unui teatru într-o altă zonă cu, cu un hub cultural mult mai puternic? Nu. E o provocare că sunteți nu. aici? Nu, nu. Sunt să aici pentru că trebuie să Fost oraș roșu într-un oraș... Da, mi-am asumat cel puțin până în momentul de față, am avut foarte multe oportunități să plec nu numai din oraș, dar din țară. Și am preferat să rămân aici. Dacă am preferat să rămân aici, așa cum o fac și ceilalți care sunt contestați, înjurați, din zona administrației și din uh, celelalte zone, toți oamenii care încearcă să facă ceva, pentru că asta e de fapt, asta e meteahna noastră carnație. nație, să uh, creăm uh, toxicitate exact în locul în care trăim, Uh, mi-am asumat această responsabilitate. Uh, suntem responsabili de moștenirea pe care o lăsăm și cred că, cred că acțiunile noastre, cu siguranță, într-o formă sau alta, vor avea eco pe mai departe. Poate nu reușim să le ducem până la capăt, dar cel puțin mai punem o cărămidă pentru următorul care vine să ducă povestea asta un pic mai departe. E un oraș care merită. Merită să aibă teatru. E un oraș care are deja trei festivaluri fiecare cu specificul lui, cu identitatea și cu patrimoniu foarte clar și cu palmaresul foarte puternic. E un oraș în care există unul dintre cele mai frumoase publicuri, calde, pe care toți cei care vin la festival îl sesizează. E un oraș universitar, e un oraș cu foarte mulți tineri și e un oraș în construcție. Și aici fac o scurtă paranteză. După anii 90, când s-au deschis granițele și au plecat actorii din București cu uh, turnee în străinătate, s-au întâlnit cu englezii. Actorii se uitau, uh, românii se uitau cu mare jind la, la sistemul teatral uh, londonez. Uh, britanicii se uitau la noi cu mare jind și nu înțelegeau oamenii de ce zic, de, de unde și până unde zic, wow, românii. Perfect, aveți bani, aveți infra infrastructură, aveți libertate de creație, aveți tot ce vă doriți. Deci aveți efectiv un sistem perfect ce da e adevărat dar voi noi nu mai avem ce să construim. Voi sunteți de bea la început. Adică oamenii nu mai aveau ce să facă. Ok am făcut și acum ce facem. Mulțumesc tare mult. Da. domnule director a fost alături de noi între oglinzi paralele. Domnul Florin Toma managerul Teatrului Dramatic fani Tardini din Galați ați aflat așadar de la anul de la anul începe reconfigurarea, să spunem, să nu vă închipuiți că se schimbă imaginea teatrului dramatic, ci va fi temeinic rearanjată în așa fel încât să vă fure ochii în momentul în care veți reintra acolo în sălile tradiționale și clasice. Dar până atunci, iată, vă propune directorul acestei instituții. Uh, această provocare și sunt convins că mulți dintre voi, dragii mei prieteni, veți fi acolo la primul eveniment cultural pentru că e altfel. Eu sunt Cătălin Negoiță, vă urez sărbători fericite, domnule director, să ne revedem. V-am spus promisiunea că mai da. veniți între oglinzi paralele și dumneavoastră, dragi prieteni, toate cele bune. La revedere!